Bună dimineața, băieți! Am 11 minute dacă m-am trezit în cavaj groasă. Și bine v-am găsit la primul gând de dimineață, episodul numărul 2. Oh, good to be back. Bă, v-a plăcut emisiunea? A fost ok. Mă bucur că v-a plăcut, dar nu prea-mi dați recomandări. Ce faceți? Care-i viața voastră? Sunteți bine? Astăzi, la primul gând de dimineață, o să iau, exact cum am zis, o să iau de la voi, din ce mi-ați dat voi aici pe... în comentarii la primul clip. Un quick update așa, am rămas fără buletin, bă. Trebuia să mi-l fac astăzi, în 29 iunie. Și nu-l mai fac. Because I'm so stupid. Am pierdut foile alea pentru la primărie, dar nu țin, bă, de ce... Haideți să intrăm pe clip să vedem ce fel de subiecte ați lăsat acolo la clip unde v-am spus. Da, primul gând de dimineață, episodul cu numărul 1, v-am să lăsați în rubrica de comentarii niște idei despre ce să vorbim, ce v-ar interesa pe voi, că o să fac numai pe recomandările voastre. Și avem aici pe GDD, uite la aici, pe GDD, țin să vă mulțumesc că a fost destul de apreciat, da, am avut 2K325, am avut un minus 11. Bun, hai să vedem. Mi-ați dat foarte mult respect, bro, bine zis, bună dimineața. Nu mi-ați lăsat despre ce să vorbim, bă. Avem de la Adrian cel Mare un punct, un bun punct de vedere. Un subiect pe care ți-l propun ar fi cum a ajuns fotbalul românesc să devină atât de slab din punct de vedere a realizărilor pe plan internațional și mondial, având în vedere că acum aproape 30 de ani era, România era o echipă care putea pune probleme oricui. Ca să începem subiectul ăsta, trebuie să ne dăm direct cu părerea. România încă mai are jucători. Noi avem multe talente, să zicem așa, care sunt tirosite. Ca să vezi de ce cumva sunt mai mulți vinovați, știi? Dar primii vinovați pentru treaba asta, pentru irosirea talentelor, pentru decăderea fotbalului, sunt finanțatorii ăștia, sunt oamenii care bagă bani. Pentru că la un moment dat, mamă ce topic, ok, mamă, ăsta chiar că e topic de cafea în cavajura voastră, țineți-vă bine că o să dau și probabil o să mă contraziceți unii. Țineți-vă bine că vorbim pe topicul ăsta și mie îmi place. Nu o să, nu știu, le iau întortocheate, v-am zis eu, vi le dau pe toate că e dimineață, frate, pentru mine. Tocmai și de-aia filmez dimineață, să am și o scuză, să nu gândesc pe puncte așa și coerent. Bă, uite-te și tu cine bagă bani în fotbalul românesc, mă, cine bagă bani? Sunt câțiva finanțatori care... au făcut din sportul ăsta o singură, au făcut un cel, un motiv, un spune-i papiciulo, nu știu. Bă, au făcut gen iau bani, frate. Noi am avut într-adevăr, am avut generații, o luăm așa mai la început. Am avut în 86 celebra Liga Campionilor care nu multe țări se laudă cu ea, ok. Am avut după aia o super Cupa Campionilor, o finală jucată cu Milan. A fost Dinamo, iar pare rău că nu știu și de alte echipe, eu vorbesc de Steaua acum. Adică știu o mare parte, dar nu dau ani, dau doar nume, cumva așa, pentru că nu vreau să pic de prost. Știu de Craiova că a mai jucat într-un an. A avut un parcurs european foarte, foarte, foarte bun. Deci asta știu. Trebuia să o am invitat pe tipa aia de pe TikTok aici, o blonduță care cu sportul, cu astea, cu... Am avut Dinamo, care a jucat și ea într-un an într-o... Cred că era Cupa UEFA atunci și a avut un parcurs destul de bun. Bă, noi am avut dintotdeauna jucători buni. Doar că cumva neșansa sau mediul atunci în țară a făcut de fiecare dată ca jucătorul ăla să se piardă cumva. Poate ăștia mai bătrâni să mă mai corectați, ăștia tineri, dacă vă uitați pe Google degeaba. Dar am avut, frate, am avut jucători ca Dobrin, am avut Hagi, am avut Lăcătuș. Bă, chiar dacă ești din Anvis Rapid, Distelis, nu știu, nu contează, ce trebuie să recunoști treaba asta, că a fost bun. Am avut Gheorghe Popescu, care a jucat și el. Ladislav Biolonii. Bă, și lista ar putea continua în cavaș gura asta. Ideea e că nu putem să vorbim exact de la origine, să vorbim de câteva cazuri așa micuțe
și de ce nowadays, știi? Gen, zilele astea ce se întâmplă acum. Bă, frate, finanțatorii ăștia și patronii ăștia care bagă bani în fotbal au un singur scop, să obțină alți bani, să mulgă. Asta a devenit fotbalul. Uitați-vă la Becali, frate. Câți ani nu l-ați auzit pe Becali că e de el cu 100 de milioane, cu 10 milioane, 20 de milioane, 30 de milioane un jucător. Și el săra cu valora 1,5 milioane. Adică uitați-vă la Negoiță ce face cu Dinamo, da? Ce face Negoiță cu Dinamo acum? A? Ce a făcut nebunul ăla de la Craiova, Mititelu? Ce băi? Vedeți, asta e faza. Totul ține de oamenii care nu mai vor să bage bani. De dragul de a vedea fotbal. De dragul de a ajuta fotbalul. De dragul de a face României un bine. Păi voi ați văzut cum juca România, mă, la Cupa Mondială 94, nu? Cam așa. Bă, fratele meu, păi ne băteam cu toți, mă, ești nebun. Ne băteam cu toți. Puneam probleme pentru că oamenii erau și mai un pic disciplinați. Erau și alte vremuri, frate. Nu aveai atât de multe distracții. Acum mai sunt și jucători care se apucă de fotbal. Mai mult jucători, de fapt, care se apucă de fotbal doar de a fi faimos, frate. Și în orice, ca în orice domeniu care te poate face faimos peste noapte sau îți poate da o notorietate, așa, lumea se bagă. Și acum și fotbalul a intrat între domeniile astea pentru că jucătorii mai trag și un club, mai trag și un șpriț, hau, hau, bau, bau. Și n-ai, mă, frate, antrenori nu mai avem. Deci nu e vorba, frate, numai și numai de ăștia. Noi, bă, uitați-vă la olandezi, care au pepiniere, tata, adică iau de mici, îi cresc și după aia vând pe sute de milioane, mă, îi cresc, investesc. Pe noi la o bază de copii, în afară de baza lui Hagi, că toată lumea s-a luat de Hagi, știi, că face Hagi bani. Câți bani a băgat Hagi? Câți bani a băgat, mă, Hagi? Ha? Deci v-am zis, ca să poți să dai la cap subiectul ăsta, trebuie pus așa cap la cap și citit, ești nebun. Dar noi le dăm la andal aici, care cum apucăm, pentru că la mine ești numai acum îmi vin în cap. Hagi a băgat 2-3 milioane în cavajurile astea, la început. La început a băgat 2-3 milioane de euro în Constanța, frate. Și după aia l-a găsit pe ăla și a vândut jucător pe bandă rulantă, pe prostul ăla de Becali. Ce mai contează? Și a scos niște bani. Dai seama că și-a scos bani acum, că a vândut un jucător de... și-a scos banii pe toată baza. Dar, frate... noi nu mai avem instinctul de a crește, nu mai avem instinctul de a crea. La noi dacă răsare unul, aia e, frate. Bine, mie personal îmi prea place subiectul ăsta acum pentru că m-a prins și mi se pare așa randarea mea, mi-a dat cu scârțuri, mi-a dat cu scârț pe creier. Îl duce la capăt, ce să mai. Dacă ar fi să găsim niște vinovați, să zicem așa, ar fi în zilele astea finanțatorii, frate, finanțatorii și patronii de echipe care au un cap doar să se îmbogățească după urma jucătorilor. Nu mai țin jucători să mai crească dacă un jucător îl ține 2 ani și al treilea an rupe și poate să-l dea și el pe 1 milion, 2, îl dă imediat, frate, nu mai ține și nu mai se investesc apoi. Toată lumea fuge de riscul ăsta de a investi și de a pierde un jucător, că poți să ai un jucător care îți rupe anul ăsta, are o cotă de 2-3 milioane, poți să-l mai ții un an și trebuie să ai echipa să câștigi iar campionat sau să te duci în cupe europene, că trebuie să joace în cupe europene și să dovedească iar acolo și să-ți facă la anul, poate să face 5, 6, 10 milioane, poate își ridică nivelul de joc. Tocmai lumea din fotbalul românesc astăzi nu-și mai atribuie riscul ăsta, nu mai riscă, pentru că vor profitul ăla rapid și instant, nu mai, de ce să ții jucătorul, știi? Nu mai ții jucătorul, frate. Îl dai rapid, da cineva 1,2 milioane pe el, da. Uitați-vă când a fost cu Becali atunci cu Reghe, cu FCSB-ul, au câștigat tripleta, parcă, au luat campionat, cupă, supercupă și au vândut, cred că, jumate din titular, frate, 6 sau 8 bucăți. Sucala, Adi Popa, Stanciu, portarul ăla, nu mai știu cine era atunci, Arauschis, cred? Habar n-am. Mai erau fundași, nu mai știu. Bă, da, au vândut când sunt rupt de fotbal din septembrie, când am plecat eu de la Fortuna. Ideea e că mulți oameni nu înțeleg treaba asta, că trebuie să creștem, boys, trebuie să creștem, trebuie să investim. Nu mai investesc, vor profit cu puțin
cu puțin bani investiți. Și acum au început foarte mult primările, uite, ca la voluntari. Este susținută de Primăria Orașului Voluntari. Primăria Orașului Chiajna. Rapidul, vedeți ce s-a întâmplat cu el, da? Dacă nu lua primăria, adios mamă, nu mai venea nimeni la el. Și poveștile când se chinuia că o poți să-l vândă cu un leu. Bine, media, da? Iar media strică și aici, pentru că agasează jucătorii și pana mea îi vânează, îi prinde imediat să duc și un club să dea și un șpriț. Ce jucători ăla, mă? Bă, timpurile s-au schimbat, frate. Eu cred cumva că jucătorii nu mai au... au mai mare responsabilitate acum, dar nu mai au aceeași dăruire și aceeași plăcere pe care aveau la început. Acum sunt hobby-uri, sunt și oameni, frate, sunt și pușcă. Viața asta modernă ne-a cuprins pe toți, indiferent de ești și jurnalist și... Uite, dacă vă uitați pe TikTok, au început să facă și oamenii care prezintă știrile, frate. Corina Caragea, Andreea Esca, ăștia. Gen, vedeți, mă, frate, e viața mondenă și ne-a prins pe toți și jucătorii de fotbal nu fac o excepție. Și acum, da, sunt un pic mai puțin dedicat, să zicem așa, dar tot să joacă. Antrenori iar ne trebuie. Păi, mai e, mă, un tata puiu. Mă, mai avem, bă, că în România, mă gândesc așa, de cine să vehicula, mă, frate? De Pițurcă, de Olăroiu, Dan Petrescu, Mircea, era să zic Sandu, Mircea Lucescu și atât, nu? Cârțu mai era, au apărut puși de așa din spate, dar puțin, frate. Edi Iordănescu, fisul puiu. Vedeți, nu mai avem, noi nu mai producem. Păi cine să-ți antreneze jucătorul ăla, frate? Oamenii pot și o limită. Mai erau nenea ăla, dar a făcut infart de la Dinamo. Ferească Dumnezeu. Mamă, nu știu cât ați înțeles din asta. Am o stare de nervozitate, că am impresia că n-ați înțeles nimic. Și nici eu n-am înțeles nimic. Dar facem o concluzie așa. Bă, per total, cei mai vinovați îi văd pe patronii de cluburi. Patronii, finanțatorii, oamenii care bagă bani, oamenii care vor să scoată bani. Apoi media, iar media strică mult. Mult, ați văzut și faza cu Hagi de mult când zicea meritam statuie la voi, da, așa. Deci media își vede interesul. Mediul ăsta monden în zilele noastre și ăsta strică. Și jucătorii, frate, jucătorii diferiți. Dar nu mai putem, noi avem așteptări de la ei. Vedeți? Avem așteptări de la ei. Dar nu știm dacă ei vor să le îndeplinească prima oară. Nu dacă pot, dacă vor să le îndeplinească. Prima oară mai vor doar să dea cu piciorul într-o minge. Nu știm ce nivel vor ei. Aia pe trecut, pe acum, păi aia s-au apucat de fotbal, de sărăcie, tată, să scape de sărăcie. Cine au de o pereche de ghete, acum avem cr 7 de la 12 ani, ești nebun. Ce mai ești nebun, că la prima grupă de junior au cele mai scumpe ghete de pe piață. It's nowadays, e modern, da. Cred că asta are legătură și treaba asta, pentru că nu mai educăm mental jucătorii, nu mai vor să mai tragă să ajungă undeva. Deci cam asta e concluzia. Noi încă avem putere, dar trebuie restructurat tot, bro. FRF, uitați-vă ce mânării fac ăștia, ești nebun, ca mamă, să iar polemica asta. FRF-ul, da? Bă, au pierdut ăia între FCSB și CSA, au pierdut vreo 10 procese, mâncați ești gurat. FRF-ul, tot cât la ei ține, tot nu anunță UEFA de ce se întâmplă în România. Pentru că sunt o mafie, frate, și șpaga contează, și mita acestea. O chestie din interior, că o știu. Nu mă întrebați de unde, că nu contează, că nu, oricum nu vă zic. Când eram la Fortuna, lucram la Fortuna, când nenea Burleanu a candidat. Sau a recandidat. Bă, băiatul acum 2 ani sau 3 ani maxim. Bă, deci au venit la mine la Fortuna niște oameni care lucrau la federație, ultima sută de metri, adică gen ultimele ore, și au pariat 250 de milioane pe Burleanu. Era Burleanu și era nefavorit. Și au pariat 250 de milioane și au câștigat, bineînțeles. Și treaba e în felul următor. Ăla a fost băiat deștept. Pentru că la toate secțiile, cum se votau, că votau toate secțiile,
Avea grijă de toată lumea, mă. Le dădeau atenție. Când venea la el cu ceva, cu un, ia și tu o minge, ia și două tricouri pentru secția ta, ia și tu niște jaloane, cum să zice, știi? Vrei niște fonduri acolo, ia niște fonduri acolo, ajutoare mici. Și pe oamenii îi agățau. Știți? Chiar dacă s-au plâns ăștia de... E, el băia deștept. Și Mita, frate. Vedeți? Trebuie restructurată toată. Adrian, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare foarte, foarte bine. M-am luat așa de tare cu subiectul. Bă, ar trebui să vorbim mult mai calm în mâncație și gura ta. Trebuie să mai stau așa, să le mai gândesc un pic, ca să-mi vă dau un fir coerent, pentru că... Bine, dar e și nice. E primul gând de dimineață. Dar abia te trezești, nu poți să fii full option, știi? Trebuie să ieși buimac așa, ce azi, mă? Ah, ba! Adrian, sper că ți-a răspuns la întrebare. Nu uita să mă urmăriți pe Instagram, că nu v-am zis până acum. Like la acest clip, bă, dați și voi like-ul ăla, că e foarte nasol. Oamenii muncesc pentru contentul și editează și filmează și voi uita să mai dați like și comentariu. Like foarte important. Și lăsați-mi aici, în rubrica de comentarii, despre ce vreți să vorbesc. Doar pe recomandările voastre o să vorbesc în acest tip de emisiune, în această emisiune. Eu am fost Conan, cu follow pe Instagram, la Jigosul Suprem. Like la acest clip, comment dacă vrei să vorbesc despre subiectul pe care îl alegi tu. Dacă nu ești abonat, subscribe cu clopoțelul și ne vedem la următorul episod, băi.